În contextul în care România a fost lovită de un val puternic de viroze, severinenii și-au îndreptat atenția către masca de protecție din teama de a nu se îmbolnăvi. Medicii spun că pentru a ne proteja de virozele respiratorii ar trebui să purtăm mască, mai ales în zonele aglomerate. Țara noastră se confruntă cu un val extrem de puternic de viroze, iar în acest context, peste tot pe unde privești, în această perioadă nu există să nu fie un cetățean fie cu o plasă de medicamente împotriva răcelii, fie cu un pachet de șervețele nazale sau cu tot felul de tratamente naturiste. În locurile aglomerate, cum ar fi piețele, unii dintre severneni au ales să poarte din nou masca de protecție. Vedem că aveți mască. De ce ați început din nou să o purtați? Mi-e frică de virusul ăsta, mi-e frică de gripă, mi-e frică. Medicamente nu sunt, aia nu e, nimic nu e. Deci trebuie să ne protejăm. Ne protejăm. Eu nu o las. În contextul în care sunt tot mai multe viroze, oamenii au început să poartă din nou masca. Ce părere aveți dumneavoastră? Într-un fel s-a și speriat lumea cu politica lor de atunci. De fapt, a fost o strategie de a-și vânde măștile ăștia și alte produse referitoare la pandemie. Așa a fost o afacere acolo, așa. Și lumea s-a panicat, s-a speriat. Masca nu era într-un sens, dar nu exagerat. Adică în spații închise, nu știu ce, sunt preventiv așa, zic, mă rog, nu știu ce. Mai ales că din totdeauna au fost viroze de gripă, de nu știu ce, iar pandemii de ăștia molime, cum se ducea pe timpuri, au fost de când lumea. Lumea poartă mască din nou. Ce părere aveți? De ce considerați că au început să poarte? Pentru că e vorba de interioare. Și mi se pare o chestie corectă. Poate și în contextul în care este un val de viroze, lumea s-a panicat? Da, ar fi o chestie și asta. Ies. Și probabil că, dacă tot să vorbește la televiziune, ați văzut ce prin spitale, ce... Lipsa medicamentelor totodată. Și aia e o chestie, pentru că le trimitem la Ucraina, da? Pandemia fără îndoială și-a pus amprenta în viața românilor, iar teama revenirii acelei perioade grele cu restricții, masca de protecție obligatorie și declarații pe propria răspundere îi sperie pe cetățeni care încearcă să se protejeze cum pot mai bine. Care, pentru sănătatea lui, normal că trebuie să poarte chestii. E aglomerat, fiecare are diferite boli, chestii. Mai ales ai în vârstă, care sunt mai fragili și toate. Deci, era totodată că ar trebui să fie... Să fie cum a fost înainte. E obligatoriu. Nu obligator, dar fiecare pentru el să se protejeze. Deci o să fie când o apare iar la pandemie, dar mă gândesc că nu va mai apărea. Pentru că am stat prea izolat, prea economia s-a făcut așa cum s-a făcut. Însă, ca de fiecare dată, părerile sunt împărțite, iar acest domn din imagine spune că masca este nefolositoare în cazul dânsului. Nu trebuie, doamne, că nu iau masca. N-am luat niciodată, deci nu iau. Dar altfel vă protejați? Poate luați pastile sau remedii? Nu iau nici pastile. Nici pastile. Să înțeleg de la noastră că aveți o imunitate de fier. Da, păi nu iau nimic. Pentru prevenirea infecțiilor, epidemiologul recomandă purtarea măștii în spațiile închise aglomerate, distanțarea și igiena mâinilor, măsuri pe care le știm deja, dar care s-au dovedit a fi eficiente.